În acest weekend s-a desfășurat a șasea ediție a Cupei Porcului pe teren redus, competiție găzduită de complexul Docevita. La startul competiției s-au aliniat 14 echipe, multe dintre ele fiind obișnuite an de an cu această întrecere sportivă. Câștigătoarea mini-turneului a fost în cele din urmă știința celei, învingătoarea autoritară din finală, aceștia câștigând cu scorul de 8 la 4 împotriva celor de la Dream Team. Premiul oferit de organizatorii a fost un porc de 150 de kilograme.